Astăzi, în acest episod, Vlăduț l-a trolat pe Tatăl Strict cu camuflaj și la vați ascunselea, fără ca acesta să știe. A fost foarte amuzant și enervant, nu vă mai spun prea multe, vă las să vedeți. Păi tată, fii atent că astăzi te-am adus într-un loc super tare de vață ascunselea. Este un loc nou special, este un loc cu foarte multă lână, tată. Sunt câteva culori de lână, cum ar fi albastru, roșu și verde, tată, și verde închis. Este totul foarte frumos și aici trebuie oarecum să încerci tu să te faci în așa fel încât să nu te văd, tată. Tu, vreau să spun că ai un skin mult mai bun decât mine și s-ar putea ca eu chiar pe tine să-mi fie greu, tată. Dar în acest episod, tată, astăzi, ziua aceasta, nu o să facem, o să facem doar eu să mă ascund. Tată, doar eu trebuie să mă ascund și data viitoare, când o să mai venim aici, o să te ascund și tu, bine? Da, tată, adică ar trebui să-ți dai aia jos, în fine. Hai că mă pune la hider, tată, o să fie totul foarte frumos și îți urez foarte multă baftă. O să ne vedem, tată, direct când o să înceapă meciul, bine? Ok, gata. Ok, da, gata, tată, am dat. Mă, ce se întâmplă cu asta, tată? Adică am primit ăsta și ce primim aici? A, primim culori și care e fost? Bă, tată, stai puțin, cum să mai dă de start? Alo? Tata, te-ai pus la sică? Au, da, ah, da, acolo, mă. Bun. Ești prost. Hai, tata, tai din gură. Tata, ne vedem direct când o să înceapă ăsta, tata. Acum nu să mai avem, din păcate, posibilitatea să vorbim până să înceapă ăsta, dar, bă, fraților, fiți atenți. În momentul de față, vedeți harta aceasta foarte, foarte tare, este super impresionantă, dar aici, eu pe tatăl meu o să-l vreau să-l trolez. Ei bine, vedeți, am aceste chestii, hai să ne luăm verdele ăsta neînchis. Uitați-vă, sunt verde închis și eu pot să mă pun în locuri ca să fiu camuflat. Tatăl meu, să sperăm că nu o să-și dea seama de asta. El nu știe de treaba aceasta și nu vreau să-i spun absolut deloc. Dar am zis ca să mă pun doar eu în acest episod, ca el să nu-și dă seama că dacă se punea și el era cam nașpa. Și acum pot să mă ascund în foarte multe locuri, iar acesta să nu mă poată găsi. Uite, eu zic că ăsta chiar este un loc super spertare, pentru că aici stai ascuns în întuneric și nu te-ar vedea. O să stau eu ceva de genul aici dacă o să vină, dar înainte de toate o să mă pun prin partea asta, pentru că în momentul în care el va ieși, parcă acolo ieșea sau tot acolo ieșea, nici nu mai știu de unde ieșea el, dar în momentul în care el o să iasă, adică mai are un minut la dispoziție și ar fi să vină în partea asta, eu să mă ascund repede în partea asta. Bă, și fraților, sperăm să nu-și dea seama. Dacă își dă el seama, măcar să-și dea seama spre final, că dacă își dă seama acum de la prima rundă, o să fie cam nașpa, că după o să știe care e treaba cu harta aceasta și o să fie mult mai ușor pentru el, că o să-și dea seama că, bă, stai puțin, trebuie să-l găsesc spusa care e camuflat, ce puțin e mai ușor. Uitați-vă, bă, oricum locurile sunt cât de cât ok. Faza e că trebuie să fii foarte atent, adică nici foarte, foarte atent, ar trebui să ai și, nu știu, o atenție. Și faza e că asta e chestia acum. El nu o să știe, el nu o să fie atent și nu o să-și dea seama, o să-și dea seama foarte greu. Adică el, dacă m-ar vedea pe mine în momentul de față aici așa, probabil n-ar băga foarte mult de seama, pentru că el ar trece în viteză pe aici și el când mă caută, taică-mă, practic o să mă caute pe mine skinul meu, adică nu o să caute altceva și nu o să-și dea seama că este un skin. Ok, hai că ne punem aici. El, dacă o să vină pe aici, o să mă duc direct în negura aia, practic acolo unde totul negru foarte frumos și nu o să ne vadă. Și taică-l pe taică-mă fix acolo sus. Eu am sticlul acesta cu care pot, pe care îl pot folosi practic să dau în el, să lovesc. Păi și am întrebare, dacă eu am astea, n-aș putea să fac o treabă, ceva de gen... A, nu pot, bă, să pun. Și credeam că, mamă, deci fii atenți că a venit fix aici jos, mamă, de, e puțin cam nașpa că eu m-am pus fix aici la început. Să sperăm că nu o să-și dea seama că eu sunt fix aici, deci intră, mamă, deci uitați-l cum intră. Uitați, a sărit jos, nu știu ce a făcut. Da, acum, cred că ar trebui să putem să vorbim, ia stai puțin. Tată? Redus, mă auzi, ce? Gata, te aud, tată, ce făceai? Păi nimic. Ai ieșit, nu? Dacă te aud, nu? Corect? E bine? Am ieșit, am ieșit. Ai ieșit? Da, tată, și ce vreau eu să spun, tată, este că, adică vezi cum e aici, butoanele alea, cine știe, tată, pe unde ești tu, că eu te văd în momentul de față, poate alea te pot teleporta undeva, dar nu chiar toate, tată. Ce culoare vezi? Aici sunt, păi, tată, eu văd culoarea, văd, și, vreau să zic că văd și un verde și un albastru, tată, dar nu zic de care. Eu te văd pe tine unde ești, tată, eu pot să fiu acolo, pe lângă tine, pot să fiu oriunde, tată, dar aici vezi că e foarte, foarte mare bătaie de cap și ar putea să nu mă găsești. Sunt foarte multe ascunzătoare, sunt multe de parcur, asta e chestia, că tu trebuie să mai faci și parcur, tată. Dar în momentul de față, unde ai dus, tată, că nu te mai văd. Ei, lasă-mă, bă, așa e viața. Așa e viața, tată, am înțeles. Bă, tată, eu vreau să spun că e totul foarte frumos și chiar sunt mândru de locul unde m-am ascuns eu, tată. Este un loc foarte bun și chiar nu cred că mă vei găsi. Tată, puta, tată, unde ești? Tată, vezi că se întrerupe, vezi ce faci cu căscuța aia sau bastea, chestii de tată, că după că strici asta și nu ne mai auzim. Vorbește cum trebuie acolo. Unde? Ok, tată. Ok, să spunem totuși că nu mă vede. Tată, am o întrebare pentru tine.
Sănătate, tată, sănătate. Deci fii atent, tată, mai sunt 8 minute. Asta e chestia, că ai foarte mult timp la dispoziție ca să mă cauți, tată. E bine pentru tine că ai atâta timp, dar... Ce? Câte runde jucăm, două? Păi, tată, câte runde ne jucăm? Păi, depinde în cât timp mă găsești, tată. Trebuie să facem mai multe, dar depinde cât timp mă găsești. În general, ne-am jucat aici vreo 20 de minute, tată, în total. Dar să vedem ce o să fie, cum o să fie toată treaba, cum o să decurgă totul. Să plec la muncă, bă! Ce muncă, tată? Da, numai la muncă te duci. Când te duci tu la muncă, tată? Păi și dacă te duci tu la muncă, tată? Da, geamul ăla, dacă tu ești așa muncitor, geamul ăla de ce nu e reparat, tată? Și încă e acolo, bate... Ce geam? Ăla de la calculator de acolo de sus din casă, ai uitat? Păi tu l-ai stricat, deci tu-l repar. Eu repar faptul pe mine. Bă, am căzut fix aici, mamă, deci atenți, stai că mă pun aici, fix așa, nu trebuie să mai mișc. Mamă, băci, mamă. Tată, am întrebare pentru tine. De ce ai plecat de pe albastru ăla? Eu ziceam că sunt pe acolo. De ce ai plecat de acolo? Nu știu, bă, dar de ce văd un bloc care e ca aici în stașa cu pasă de sigluia? Ești tu? Nu știu, tată. Bă, ce-i ăsta, bă? Ce-i ăsta? Ce, tată? Ce-ai găsit? Am găsit un manechin verde, bă. Ce manechin? Manechin? Există manechin de pe jocul ăsta, tată? Da, bă, ia. Ia cu pâine, bă, fumistule. Nu știu, tată, ce ai găsit tu? Bă, mamă, ce-am căzut? Bă, uitați-vă ce minte are, de ce a zis că a găsit. Bă, de ce facem acolo, de ce s-a oprit? Hai să că a găsit manichini. Hai să putem. Bă, să văd dacă a zis că a găsit manichini. Eu cred că tot pot să stau aici și nu o să-și dea seama de mine. Dar vreau să mă mișc, dar nu acum. Nu să mă mișc acum, o să mă mișc fix când o să plece el din zona asta și o să schimb culoarea. O să schimb culoarea. Tată! Ce? Ai zis să zic un indiciu? Păi, dar de ce culoare tot vorbeam eu, tată, mai devreme? Verde! Ce verde, mă? Albastru! Ai zis verde și albastru! Păi da, și ultima oară, acum un minut, două, deci nu se simt albastru? Nu, am mutat! Unde te duceai tu atunci mereu, tată? Și toate astea, ok, deci fiți atenți, hai că mă pun... Astruenia, da, bă, dita, bă, da! Deci mă fac roșu acum? Mă, tată, dar tu ai ADHD sau ce ai tu de ești așa bolnav, ciudat, tată? Da, de ce? Păi, nu știu, tată, dar vorbește așa în continuu, tată, și mă enervez, tată, adică nu știu, e super, super nervat. Mă, fiți atenți că mă pun un moment în locul ăsta aici și aici o să fie greu să mă vadă că sunt fix printre astea, bă, fraților. Și dacă vine și din partea aia și din partea asta, bă, lăsa-mă. Vadă, cred că, ha? Deci trebuie să mă duc fix așa. Bă, gata, bă, deci așa, bă, așa, mam, nu, așa chiar nu o să-și dea seama. De fapt, cred că mai bine așa, așa nu o să-și dea. Mamă, de, bă, ce loc, deci... Mă, ce loc și mi-am găsit? Tată! Ce? Să știi că eu m-am dus în altă parte, nu mai sunt la albastru ăla. Ok, bă, dar manechin unde? Ce manechin? A, ăla acolo, păi nu știu, tata, mai văd și eu manechin, văzut și eu era unul albastru, dar s-a schimbat, nu știu, după l-am văzut pe la roșu și nu mai era la albastru, cred că sunt astea să schimbă automat, tată. Ia, uite pe aici, ia pe sus, bă, ia. Eu am văzut unul albastru și unul roșu, ce culoare ai văzut? Păi, eu doar nu verde. A, nu știu, probabil o să mai vezi și altă culoare, verde deschis sau verde roșu sau albastru sau ceva, nu știu, sau, e ceva automat, nu știu, că am mai mers aici cu un prieten, tată, și nu știu, era... Pe prieten? Era ciudat, da, tată, cu un pianist din acela am venit eu aici și m-am jucat aici cu el. Pianist? Da, tată, eu sunt într-un loc super, super tare. Eu chiar m-am ascuns. Bă, uite un alt manechin, bă! Ai găsit iar manechin de la... Unde l-ai găsit? Roșu, uite! E pe roșu, uite! A, iar... Uite, m-a aspirat manechinul! Bă, tată, doamne, câte ma... Bă, da, chiar sunt ciudate manechinele astea, că te fac să crezi, nu știu, să... Ori să intri în pereți, ori să crezi că e un om ceva, știi ce zic? Da! Da, tată, dar vezi că nu mai e foarte mult timp. Mă, ce prost e, de ce pot să mă duc acum? Trebuie să plec, fiți atenți. Mă, deci cum intră acolo? Tată, tu unde ești în momentul de față? Eu nu știu. Da. Ia cincea. S-a mișcat manichinul. Cum vezi, cum plec? Cum vezi? S-a mișcat manichinul. Mă atacă manichinul, mă atacă manichinul. Bă, păi tata, ți-am zis că sunt manechine pe aici, mă, ți-am zis că să pot mișca manechine și asta. Bă, se mișcă, uite, se mișcă. Bă, Vlăduț, noi nu suntem singuri, Vlăduț, nu suntem singuri. Păi tata, sunt manechine de alea, ți-am zis că astea sunt aici mereu, tată, eu ordinul zile, adică, hai tata, că eu... Păi se mișcă? Ce? Bă, manichinul s-a mișcat în fața mea. Bă, tată, eu îți dau un indiciu, sunt undeva urcat sus pe un turn, tată, atât zic, un turn, tată, sunt undeva sus pe un turn, m-am ascuns super, super tare, tată, și foarte greu, puta, mamă, cât de tare e, put, eu nu știu, tată, am descoperit, mamă, ce locuri am descoperit, tată, deci nu-ți vine să crezi, tată, deci tu, tată, îmi pare rău de tine, dar chiar am descoperit niște locuri super, super tare pe, gen, aici, tată, sunt super, super tare locurile astea, dar tu ce tot faci, mamule? Păi caută-mă, tată, mamă, m-am ascuns bine rău de tot, tată, îmi place rău de tot unde m-am ascuns, nu știu,
Spune turnul. Băi, o fi antenă, bă, bă, vlătus, vlătus, fi antenă, bă. Ce, tată? Eu revin. Tată? Fi antenă, bă. Ce? Mai 2 minute, tată. Tată, ia uite-te, sunt la roșu. Uite-te la roșu, tată. Uite-te la roșu. Ce faci? Ce faci, tată, acolo? Manichinul! Ha? Manichinul, manichinul! Uite manichinul! Ce manichinul? Unde? 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 Ah, bă, dește-l, dește-l. Păi dacă ți-am zis, uite-te aici la mine. Prost, mă, fiți atenți acum. Fiți atenți, o să încerc eu să-i fac aici o schemă. O să încerc eu să-i fac aici o schemă, ceva de genul. Și aici o să dea de ăsta în jos, cum ar veni, ca să, și o să zic ceva de genul, ca și cum că ăla așa a fost. Mamă, nu a venit prin partea asta. Uite, că tot am găsit și haiderul. Doamne, tată, mai și cica, hai, te rog, și după rog în față. Doamne, hai că mă nervez. Bine, băi, bine, mă, știi ceva, tată? Hai că mă, pentru o rundă, pune-te, hai că mă pune la sticker, tată, pentru o rundă, dacă vrei tu. Ce s-a poschis? Păi, uite, aici le-am deschis, tată. Da, 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 păi trebuie să masca aia pe cap. Hai să-i dăm un start acum. Bine, tată, hai mă să te văd, dacă te crezi tu șmecheră, să te văd, tată. Te crezi tu șmecheră, crezi tu că reuși. Tata, nu te mai au bine, să ai puțin cât să m-am, deci fiți atenți, acum trebuie să... Da, tata, apei, hai că nu, ok, deci da, nu mai merge din păcate. Așteptăm să ne baci cu el în meci. După să vedem cum putem să vorbim, să comunicăm și toate astea. Să sperăm că o să fie totul foarte, foarte bine. Și acum fiți atenți, e ușor pentru mine, că eu practic fraierul, da, că mă practic el nu știe treburile astea cu camuflajul, cu astea. Ce o să fie mie foarte ușor, pentru că o să-l găsesc instant. După mai pun dată o să-l mai trolez, vreau să încerc să-l trolez cât mai rău. Trebuie să găsesc un loc și mi-e dată o să-l trolez și... A prins bine faza cu manechinul, că a crezut că e manechin și am jucat-o bine cu manechinul, chiar e super tare așa, dar o ținem așa în continuare cu manechinul și cu toate astea să nu-și dea seama că e bine, așa mai putem să mai venim alte dăți și să vine cu manechinul, cu toate astea să fie mișto. Acum așteptăm să se termine astea 2 minute și revenim direct în joc, o să-l găsim imediat, după o să mai pune o dată și nu o să mă găsească. Nu, deci cred că nu o să mă găsească, dar o să văd eu cum o să fac, că nu o să pot să stau chiar așa, să n-am răbdare, o să mă joc cu el mai mult, o să vedeți cum o să fie. Dar totuși scrieți-mi voi acolo dacă credeți că își va da seama sau nu de toată schema asta cu skinurile, cu toate astea, cu camuflajul. Chiar sunt curios ce crede. Să sperăm totuși că nu, că așa mai putem să mai facem, dar rămâne de văzut. Cine nu-i gata alea cu lopata? Tată, am plecat în căutare. Unde ești? Unde te-ai ascuns? Cornel, ia zici, mă uit eu prin toate părțile. Unde te-ai dus, tată? Unde te-ai dus, a? Unde te-ai ascuns? Acasă? Mamă, de eu știu, o ascunzătoare. Mi-am dat seama de o ascunzătoare foarte șmecheră pe aici. Acasă? Păi văd că e ușa aici, da, nu ești așa. Tata, unde ești? A, nu știi, vrei să zic. Bă, în primul rând, tată, ar trebui să încep să dai un indiciu, că așa ar fi frumos, tată, să începem cu indicii, cu toate chestiile astea. Tu trebuie să dai un indiciu în ce parte ești, adică la ce culoare te afli tu în momentul de față, bă, deși ești de creu. Da, dă un indiciu, tată. Zic, albastru! Ești la albastru sau vezi albastru, că nu înțeleg. Tată, păi dacă vezi albastru, poți să vezi albastru din orice parte, adică tu chiar nu poți să fii la albastru, nu știu ce ești, tată. Bă, ce ești? Ok. Bă, nu știam de locul ăsta. Bă, tată, și găsesc foarte multe locuri pe aici. Bă, cât de mișto e. Și aici țin urci în partea asta și cam atât. Da, asta e un loc din ăsta de fugi, așa, ceva de genul. Da, tată, zici tu mai multe detalii, că deja m-am plictisit, tată. Hai, ți-am zis că mai bine era să mă ascund doar eu, era mai interesant, era mai amuzant. Nu! Păi hai, acum atunci vorbești și tu, dă-mi mai multe detalii, tată, spune că eu ți-am spus chestii, ți-am și arătat unde eram. Ok. Aha, și tu zici că ești la albastru, dar nu ești la albastru, tată. Ce-i acolo? Nimic. Dar unde ești, tată? Bă, de unde tragi, mă? Deasupra ta! De unde ești deasupra, tată? Nu ești nicăieri. Bă, de unde tragi? Da, hai mă, tată, că nu cred că ești la albastru. Sau unde ești, că nu... Tata! A, ești la albastru, tată? Dar unde la albastru? Că nu te văd, tată, adică nu înțeleg. Bă! Mamă, deci mă enervează. Bă, eu știu unde e, dar vreau să fac pe capul prostul la el. Tata, nu mai zic nimic, că deja mai... Tată! Cine English or Spanish, tată? Engleză sau spaniolă? Bine, tată, fii atent, tată. Stai acolo pe loc, n-ai voie să mai decoar. Bine, tată, mersi, tată, mi-ai făcut un bine. Chiar mi-ai făcut un bine, m-ai spawnat undeva mai frumos ca să te ca... Bă, cred că eu mă trălești pe mine, mă, frate. Bă, tată, toaolo, ce mă enervez, tată. Hai mă, te crești mechera, tată. Hai să te văd. Hai să te văd.
Ce fraierie ești, adu-ți. Da, bine, tată, ok. Mamă, deci cred că... Cred că dacă nu-l prind imediat, cred că ăsta e sfârșitul, că deja nu mai suport, mamă, deci nu mai vreau să mai stau. Mai zic, aolă, tată, bă, dar cum? Aolă, tată, unde e arcul? Eu nu cred că avea marc, sau dacă avea marc, nu, nici nu, nici nu mai știu, de unde e arcul, tată, aha, unde, what, tată, bă, tată, ce? Unde ești? Bă, unde ai fugit, bă, tată, încă sunt acolo, nu ești mai acolo, tată, hai, zi, unde te-ai dus, în ce parte, ești ăla albastru? Sigur? Aolă, cum ți-am pierdut, mă, urma, frate, așa, în ultimul hal, unde e? Unde ești, mă? Tată, oh. Unde ești, mă, tată? Nu mai ești la albastru acum, stai, taci, mă, că nu mai ești la albastru. Unde ești, ia? Ia spune. La roșu. La, a, la roșu să, să-l pupi tu pe moșul. Ia vină, mă, cațe, că sunt după tine. A, dar nu capa acolo. Tată, vin după tine. Nu! A, mă, tată! Mamă, tată, dar cum ai urcat? Doamne, iartă-mă acolo, că nu înțeleg pe unde ai urcat acolo, mă. Tata, mă, ajutor, tata, da, tata? Da. Bă, dar când ai ajuns, mă, acolo, că am crezut că mi-ai făcut un bine, mă, când tu... Tata, stai acolo, cum să zic, te mai caut eu, te mai caut. Tata, stai acolo, că vin după tine. Ascunde-te, tată, în continuare. Lasă că plec eu acasă acum. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.